Bun găsit din nou, Actualul Regional începe acum. Doamnelor și domnilor, discutăm punctual astăzi despre câteva acuzații extrem de grave aduse la adresa Spitalului Județean din Cluj și conducerii, bineînțeles, de acolo, din partea unor părinți extrem de supărați, pentru că ai lor copii se pare că au murit, cel puțin așa acuză ei, conducerea ar fi murit din condiții medicale precare care ar fi la Spitalul Județean din Cluj. Acuzațiile nu vin doar din partea părinților, care de altfel au depus și o plângere penală la parchet și vor da în judecată instituția, ci și din partea deputatului Emanuel Ungureanu, care a avut câteva declarații pe această temă destul de dure. Discutăm despre acest caz extrem de neplăcut și vedem care este situația cu adevărat la Spitalul Județean din Cluj, de ce s-a ajuns aici și pe viitor ce se poate face pentru ca pacienții să se simtă în siguranță la o instituție de tradiție, unde cu siguranță putem spune că sunt specialiști de anvergură acolo, dar aceste cazuri e bine să nu mai fie. Părinții sunt extrem de îndurerați, de altfel am difuzat și noi știrea ieri, iar astăzi vom dezbate acest subiect. Le mulțumesc invitațiilor mei, care sunt și protagoniștii oarecum, într-un fel sau altul, al acestui scandal și încercăm să aflăm cât mai multe amănunte de la ei. Este vorba de doamna profesor dr. Simona Nicoară, director medical la Spitalul Județean din Cluj-Napoca, și domnul Emanuel Ungureanu, deputat. Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru prezență, doamna profesor, și domnule deputat, bună seara! Bună seara! Mulțumesc și eu! Încep cu doamna doctor și vreau să vă întreb, din punct de vedere al managementului Spitalului Județean, care este situația în urma acestor acuzații? De această dată ne axăm pe ceea ce spun părinții. Au venit mamele să nască și au plecat extrem de îndurerate, copiii murind, spun părinții, din cauza unor infecții la secția de ginecologie a Spitalului Județean din Cluj. Bună seara! Înainte de orice, înainte de a intra în subiectul întâlnirii noastre de astăzi, vreau să fac o precizare. Dincolo de faptul că sunt director medical, dincolo de faptul că sunt medic, sunt mamă. Deci sunt în primul rând, asta este mesajul meu principal, primul, pe care îl transmit familiilor, sunt alături de dânsii. Nu-mi pot imagina ce este în sufletul lor în acest moment. Și acum o să intru în... Da, vă simt, sunteți foarte emoționată, da, și chiar mesajul este unul, vă văd și cu lacrimi în ochi. Da. Mulțumesc pentru mesajul. Nu trebuie să mulțumiți, este ce simt. De îmbărbătare pentru părinți, pentru că durerea lor nu le-o poate lua nimeni și așa ei este. Trebuie să știe de la dumneavoastră adevărul. Reacția domniilor lor este de înțeles. Adică nu știu ce părinte în această situație nu s-ar îndrepta împotriva a tot ce înconjoară. Acum, referitor la acești copilași. Copilașii despre care vorbim astăzi au fost copilași născuți înainte de termen, prematuri. La 31 de săptămâni, 32 de săptămâni de gestație, când durata unei sarcini normale este de 39-40 de săptămâni. Prin urmare, ei au venit în această lume cu un creier incomplet dezvoltat, cu plămâni incomplet dezvoltați, cu un sistem digestiv incomplet dezvoltat, cu o imunitate nedezvoltată deloc, pentru că aceasta se dezvoltă exact în ultimul trimestru de sarcină, cel pe care ei, dintr-un motiv sau altul, nu l-au mai parcurs. Deci au fost nou născuți fără imunitate. Prin urmare, nu îi putem pune între ei și un nou născut la termen, nu putem pune semnul egal. Iertați-mă că vă întrerup, da, dar sunt și persoane care au fost născute prematur și care sunt, Doamne ajută, bine mersi astăzi și trăiesc. Majoritatea, și avem exemple celebre din istorie, spre exemplu Victor Hugo a fost născut prematur. Poftiți! Da, și mai sunt și altele, dar acum, din cauza emoțiilor, nu mi-aduc aminte. Eu și mama mea e prematur și e bine, da, sănătoasă. Eu cunosc activitatea acestei secții de aproape 20 de ani, pentru că împreună lucrăm într-un domeniu care se adresează exact prematurității, în cadrul unui program al Ministerului Sănătății ce se numește profilaxia pierderii, a orbirii la prematuri, prin diagnosticarea precoce și tratamentul retinopatiei de prematuritate. Deci după medicii neonatologi de acolo, eu pot să mă număr printre cei care cunosc cel mai bine și nu numai din poziția de director medical, situația din acea secție pe care o vizitez aproape săptămânal pentru ca să fac screening-ul acestor copilași. Unul dintre ei, nu o să dau aici prea multe detalii, a fost transportat, doi de fapt, erau gemeni, au ajuns la secția neonatologie 1 a spitalului nostru cu elicopterul, transportați cu elicopterul dintr-un alt oraș, dintr-o maternitate din alt oraș. Am citit în presă că a fost la solicitarea părinților, pentru că doreau condiții mai bune. E posibil, dar legislația actuală nici nu permitea acelor copilași născuți la 31 de săptămâni să rămână în continuare acolo unde se născuseră. Maternitatea respectivă de gradul 2 nu avea dreptul să-i monitorizeze și să-i trateze în continuare. Există un protocol la nivel național care împarte maternitățile pe grade. De altfel, și instituțiile de sănătate din România sunt împărțite pe diverse grade. Spitalul Județean din Cluj este gradul 1. Deci adică această maternitate de la ginecologie 1 este gradul 1, cea de la ginecologie 2, de la Stanca, este gradul 2. Nu, este gradul 3, pardon, cea de la noi, de la Gine 1, gradul 3. Acesta este cel mai înalt grad și cea de la Stanca, gradul 2. Și acoperă asistența medicală pentru copilașii aceștia prematuri cu situație deosebit de gravă, nu numai pentru județul Cluj, ci și pentru județul Bistrița, județul Sălaj, județul Maramureș. Deci toți copilașii prematuri gravi sub 32 de săptămâni vârstă, sub 32 de săptămâni vârstă gestațională sau chiar mai mari decât atât, dar cu alți factori de risc, toți vin aici. Doamna director, o mică pauză, pentru că ne-a spus de cele două cazuri, un caz cu cei doi gemeni. Da. Și acum, dacă pe scurt putem, ca să introducem în discuție și pe domnul Emanuel Ungureanu, să ne spuneți de ceilalți doi copilași care au murit și ei, din păcate. Sigur. Celălalt copilaș este de 32, spre 33, nu avea încă 33 de săptămâni, s-a născut prematur. Mama era cu infecție COVID în momentul respectiv și problema cu acest al doilea copilaș a fost că nu tolera niciun fel de alimentație. Mai mult de 2-3 mililitri de lapte nu puteau să administreze, asta din prima zi după naștere. Deci o problemă digestivă. La acest copilaș nu s-a identificat absolut nici o bacterie. Deci s-a spus mult în presă că infecție. Din toți acești copilași despre care discutăm, 3, unul singur a avut infecție. Ceilalți nu. Dar prematuritatea în sine este o situație extraordinar de gravă, de precară. Un copilaș prematur, când îl vezi, ce se întâmplă? De fapt, care este scopul neonatologului când are în față un copilaș prematur? Să mimeze, încearcă să mimeze condițiile din viața intrauterină pentru a-l aduce cu bine până la termen, la momentul la care el ar fi trebuit să se nască. Și cum realizează acest lucru? Punându-l într-un incubator, unde temperatura este mai mare decât cea ambientală și legându-l cu tot felul de catetere, acestea sunt tuburi microscopice care, de dimensiuni milimetrice, care intră fie în venele copilului, fie în cavitățile lui deja existente, pentru că altfel nu poate supraviețui. Bun, doamna profesor, doar puțin, ca să vedem și părerea domnului deputat Emanuel Ungureanu. Bună seara, domnule deputat! Ați ieșit public cu acuzații extrem de grave și vreau să vă întreb pe ce vă fondați aceste acuzații și v-ați îndreptat către conducerea Spitalului Județean, pe care o acuzați de lucrurile cele mai rele, dar de asemenea spuneți că nu sunt condiții la Spitalul Județean din Cluj. Vă rog, ce punct de vedere aveți acum? Bună seara! Bună seara! Bună seara! I-am acuzat pe cei din conducerea Spitalului Județean Cluj de ceea ce se numește în limbaj juridic neglijență criminală. Și o să mă explic la ce mă refer pe acte. Eu nu sunt medic, voi analiza din punct de vedere medical aceste cazuri. Nu am nici pregătirea, nici competența pentru așa ceva. Eu ceea ce vă spun din acte pe care le poate citi absolut oricine și care nu au nevoie de interpretări medicale. Eu vă spun un lucru foarte simplu. Fetița mea s-a născut pe aceeași secție la ginecologie cu aceiași medici care sunt astăzi acolo. Erau condițiile materiale mult mai grele decât astăzi, în anul 2009. Condițiile erau indescriptibile, niște pereți plini de mucegai, o baie comună infectă, o igienă aproximativ în foarte multe zone. Dar personalul se străduia atunci, ca și acum, să facă față condițiilor într-un oraș care nu a fost în stare, Cluj-Napoca, prin autoritățile locale, să construiască o maternitate de la zero la standarde minime europene. Aceasta este realitatea. Doamna profesor vorbește despre maternitate de tip de grad 3-2, dar de fapt sunt două cotețe care sunt la o distanță apreciabile în oraș, care nu îndeplinesc niciun standard de calitate în ceea ce privește circuitele medicale. Dar totuși Ministerul Sănătății, domnule deputat, a dat girul sau a dat în activitate aceste instituții care le funcționează. Exact. Se face medicină cum se face peste tot în această țară, în condițiile pe care le oferă statul român. Niște părinți care plătesc asigurări au venit în aceste spații fiind convinși că sunt tratați foarte bine. Mamele care au intrat în acest spital au intrat fără infecții nosocomiale. Acum vă referiți la cele două mame pe care le-am avut și noi în știre. La toate mamele mă refer, și la mama a treia cu bebelușii gemeni, care nu a putut să vină la conferința de presă, dar care va vorbi zilele viitoare. Deci avem trei mame sănătoase care nasc copii sănătoși cu prematuritate, așa cum a fost și Sofia mea, cu un anumit tip de prematuritate, cu o greutate mai mică. Soția mea a avut probleme cu placenta. Deși noi am născut puțin înainte de termen, un copil cu o greutate asemănătoare cu acelor care au murit. Atenție! În cazul bebelușilor despre care se spune în acte că nu au fost infectați cu nicio bacterie, în același acte se arată administrarea unor antibiotice foarte puternice și un diagnostic de sepsis sever. Asta înseamnă că acei copii au avut o infecție foarte, foarte, foarte puternică. Domnule deputat, mulțumesc deocamdată. Să vedem cum răspunde doamna profesor, doamna director medical. De ce zic de neglijență criminală? În același acte se spune că nu s-a putut lua hemocultură pentru că spitalul nu a pus la dispoziție hemocultoare. Deci medicii nu au avut instrumente cu care să precizeze. Asta spun. Vă rog, ca să avem un dialog și să fie discuția mai extinsă, să vedem cum răspunde tot punctual și scurt doamna director, vă rog. Tot punctual, domnule deputat Ungureanu, mamele, ați spus că erau neinfectate și sănătoase. Și a vorbit de antibiotic foarte mult. Una dintre mame era cu infecție COVID, era COVID pozitivă la momentul la care a venit în spital. Iar cealaltă, vorbim de mamele care nu au avut gemeni, care au născut un singur copil. Deci una era cu infecție COVID, iar cealaltă febrilă și cu simptomatologia unei infecții urinare. Se știe că graviditatea este un factor de risc pentru infecțiile urinare și avea infecție urinară cu Escherichia coli. Aceasta este situația, aceasta, așa cum rezultă ea, din documentele pe care eu le-am consultat și la care am avut acces. Acesta este adevărul și poate fi oricând verificat. Domnule deputat, Vă rog. Nu, e pur și simplu o minciună. Îmi pare foarte rău, dar nu, eu vorbesc în cunoștință de cauză. Am văzut acele documente. Ca director medical al unui spital de anvergură, a Spitalului Clinic Județean din Cluj, eu nu îmi permit să spun minciuni. Îmi pare foarte rău că, aveți această impresie. Vă rog, domnule deputat. Sigur. Impresie. Eu am văzut succesiunea cronologică. Mama despre care spune doamna profesor că ar fi fost infectată cu E. coli a venit de la un alt spital cu analizele impecabile. Ea a fost infectată în Spitalul Județean Cluj pe secția de ginecologie 1. Asta rezultă exact din actele medicale, lucru care s-a mai întâmplat și cu altă mamă. Deci mama s-a infectat în clinica ginecologie 1, apoi și-a infectat copilul involuntar care a murit. Asta rezultă din acte. La acești copii s-au făcut în mod repetat analize bacteriologice, recoltări și nu s-a găsit absolut nicio... Dar spunea domnul deputat de antibiotic extrem de mult. Sigur că da. De ce? Există... În neonatologie și în toate specialitățile se lucrează după protocoale și ghiduri. Un nou născut prematur, cu o situație precară, cu detresă respiratorie, așa cum erau aceștia, automat intră sub tratament antibiotic. Ei au fost puși sub tratament antibiotic înainte ca măcar să fie făcute alte analize. Datorită condițiilor acestea sunt ghidurile după care și protocoalele după care lucrează neonatologii. Doamna profesor, exact de aceste protocoale vorbea domnul deputat și vreau să-l citez. Pentru ca să înțelegeți, numai un lucru mai aveam să spun. Una din complicațiile cu care se asociază prematuritatea este enterocolita necrozantă, ulceronecrozantă. Enterocolită ulceronecrozantă este specifică prematurității, pe lângă multe altele. Da. Ce înseamnă aceasta? Vă rog, înseamnă ulcerații, necroze ale intestinului. Vă dați seama ce înseamnă un copil cu enterocolită ulceronecrozantă care oricând are pericolul de a face o perforație intestinală, conținutul intestinal să ajungă în cavitatea abdominală, de aceea se administrează antibiotice la această grupă de prematuri la risc. Deci cumva există ați răspuns și la această acuzație. Da, vreau adică am răspuns mie, doamna profesor, la antibioterapie. Vreau să-l citez tocmai pe domnul deputat. Din toate acuzațiile astea mi-a rămas cel mai mult în minte și vreau să o dezvolte domnul deputat. Vă dau imediat cuvântul. Vorbiți de un grup de WhatsApp al celor de la ginecologie, de pe secție, în care angajații de acolo ar spune că nu au dezinfectanți pentru a se îngriji de copii cum trebuie, nu au suficiente materiale sanitare. Ce înseamnă acest lucru? Mi se pare lucru cel mai grav ca angajații să vorbească între ei într-un grup restrâns de WhatsApp despre aceste lucruri și dacă aceste dovezi pe care, sau acuzații pe care dumneavoastră le faceți pot fi probate. Vă rog. Da, eu am acele print screen-uri pe care le-am primit de la cineva probabil care nu a vrut să-și asume cu nume și prenume acele print screen-uri de pe grupul intern al clinicii. Este un grup de WhatsApp între asistente și șefa secției. Șefa secției prezintă imaginile cu mâna unui bebeluș cu un anumit tip de necroză, din câte văd, o mână neagră, care probabil n-a fost bine îngrijită de către o asistentă. Și doamna profesor face referire la un curs și la mă rog, cumva îi bate obrazul acelei asistente că nu s-a îngrijit bine de acel bebeluș și mai jos mesajele curg cu privire la lipsa de materiale. Atenție, doamna profesor ocolește cu, aș zice, cu abilitatea unui politician un lucru fundamental. Cuvântul mie nu mi-a făcut această părere să mă credeți pe cuvânt că sunt alături de domnia sa aici. Eu sunt sigur că sunteți alături de domnia sa, dar și dumneavoastră ați sărit peste un detaliu. Vă rog. În foile de observație am spus că scrie cineva, nu știu, asistentă, medic, precizează faptul că nu s-a făcut hemocultura. Deci nu s-a determinat ce bacterie este acolo, nu s-a făcut ceea ce este în protocolul medical, pentru că nu au existat hemocultoare. Doamna Nicoară este director medical, nu doar un profesor. Cum explică că nu au avut materiale sanitare suficiente asistentele de pe clinică, de pe secție, ca să facă această hemocultură? Pentru că este foarte comod să spui s-au dat antibiotice conform protocolului, dar nu s-au făcut demersurile necesare pentru a se determina prezența unor bacterii. Da. De ce nu există hemocultoare pe secția de ginecologie și cine răspunde din Spitalul Județean Cluj pentru asta? Mulțumesc, domnule deputat. Ne răspunde în 2 minute doamna profesor, da. Vă rog. Eu mi-asum absolut toate responsabilitățile și nu ocolesc absolut nimic. Dovadă că sunt aici, dovadă că doresc să vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră niciodată nu ați venit către mine. Nu am absolut nicio reținere și... eu încă sper că noi putem fi parteneri. Presa și dumneavoastră, cu calitatea de deputat, ați putea să fiți partenerul nostru și să nu fim într-o relație de luptă. Este mult mai constructiv să fim parteneri. Dar, revenind la hemocultoare, ce înseamnă hemocultură? Înseamnă că se recoltează sânge în ideea de a găsi acolo un germen sau mai mulți. Rezultatul unei hemoculturi nu vine pe loc, durează zile. Copilul la care faceți referire și în al cărui bilet de ieșire ați identificat această afirmație, a sosit la noi cu elicopterul în noaptea de sâmbătă spre duminică. Hemocultoare erau în magazia spitalului și de îndată ce s-a început săptămâna de lucru, s-au recoltat aceste hemoculturi. Nu odată, ci în mod repetat. Recoltarea unei hemoculturi în noaptea de sâmbătă spre duminică nu ar fi modificat cu nimic în acel moment atitudinea terapeutică vis-a-vis de acest copil. Acești copii au ajuns la noi chiar atunci. Deci pentru ca să pui în evidență o infecție asociată asistenței medicale, trebuie să ai mai întâi asistența medicală. Deci nu s-a făcut această prelevare la momentul noaptea de sâmbătă spre duminică, ci de îndată ce... Bun, și în cazul celorlalți 2 copii, pentru că vreau să fac o mică paranteză. Nu cred că domnul deputat vrea să bifeze politic. Nici eu nu vreau să cred asta. Eu i-am urmărit activitatea de ani. Ca această emisiune și sunt convinsă că are interes pentru pacienții, viitorii pacienți și pentru părinții care acum poate se uită la noi și așteaptă un răspuns imediat. De asta vreau să ducem discuția într-o zonă constructivă. Eu sunt un om care îmi doresc legat de ceilalți 2 copii. Da. În cazul lor, concret și punctual, așa cum a spus și domnul deputat, s-au recoltat de nenumărate ori hemoculturi. La niciuna dintre ele, și nu numai hemoculturi, s-au mai prelevat probe biologice și din alte părți. Și la niciuna nu a ieșit niciun germen. Asta doresc să fie mesajul meu foarte clar și răspicat pentru toți telespectatorii, toți cei care ne urmăresc. Dintre toți acești copii, unul singur, din sarcina gemelară primită la noi cu elicopterul, a prezentat o infecție. Toți ceilalți, nu. Și toate dovezile acestea le găsiți în foile lor de observație. Domnule deputat, dincolo de răspunsurile doamnei profesor, considerați că în continuare la Spitalul Județean poate plana, să spunem, o situație prin care infrastructura nu este una suficientă, din partea managementului instituției nu există o implicare profundă sau, să spunem, nu oferă chiar această infrastructură spitalicească condițiile cele mai bune pentru cei din nord-vestul țării, pentru clujeni, și implicit le implicăm și pe aceste mame năpăstuite și lovite de soartă cu moartea bebelușilor lor. Deci haideți să fim foarte clar. Dincolo de sloganurile pe care le auzim de la vârful Universității de Medicină din Cluj, de la doamna Buzoianu și de la staful ei. Nu e de față, doamna rector? Este AKH, dacă îmi dați voie și mie să vorbesc. Bă, da, dar cu persoane de față vreau să discutăm, fără acuzații. Eu doar o citez. Clujul este AKH, este un centru medical de excelență. Toate aceste cuvinte frumoase care au în spate și foarte mult eroism și foarte multe fapte și foarte multe lucruri adevărate ascund o autosuficiență despre care eu vorbesc din mandatul de management a domnului Șușca și de foarte mulți ani de când sunt și jurnalist și acum deputat în Comisia de Sănătate. Eu am fost cel care am luptat împotriva fostului manager al Spitalului Județean care avea fix același discurs în care spunea la noi toate lucrurile s-au făcut în regulă și copiii mai mor sau adulții mai mor. Ce nu pot să accept eu ca membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților este să mi se spună hemocultoarele erau în magazie și nu s-au putut da decât luni. Să mi se spună că toate lucrurile sunt în regulă, când în mai multe situații mamele, spre exemplu, au fost informate că parcursul copilului lor, când a comunicat cineva cu ele, că și aici sunt multe probleme, copilul crește, ia în greutate, totul este în regulă și brusc, fără nicio explicație pe care să o înțeleagă niște mame instruite. Atenție, nu vorbim despre mame care, știu eu, au intrat în spital cu teoria conspirației, care au intrat cu suspiciuni, niște oameni rezonabili, instruiți la 40 și ceva de ani, au venit într-un spital de stat și au plecat cu copiii în sicrie fără să înțeleagă, fără să li se explice din partea personalului medical că aceste cauze ar fi unele, să spunem, care țin de parametrii limitelor unor copii care se nasc cu prematuritate. Oamenii aceia au ieșit plini de întrebări, s-au simțit batjocoriți de unele afirmații ale personalului și instinctul pe care îl are instituția este să fie opacă. Pentru că ceea ce face doamna director medical acum este târziu. Eu vreau să văd într-o situație în care asupra unui spital, indiferent din ce colț din țară, planează suspiciuni că nu se respectă protocoale, că igiena nu este la cele mai înalte standarde, că mame într-un spital se infectează și își infectează copiii. Vreau să văd conducerea spitalului, că vine și spune, am fost în control, am vorbit cu șeful secției, am controlat biocidele, am controlat partea de protocol. Nu, cum să spun, nu în, și asta în pasul 2, în pasul... Domnule deputat, mulțumesc, mai avem un minut jumătate și doamna profesor trebuie să răspundă într-un minut, vă rog, pe scurt la ce spune domnul deputat, dacă aceste controale s-au făcut. De transparență mi se pare că a venit doamna profesor ca reprezentant al instituției și a jucat cu cărțile pe față. Vă rog. Da, este singurul joc pe care îl cunosc. Nu sunt bună la altfel de jocuri, fără cărți pe masă și pe față, cum spuneți dumneavoastră. Eu, așa cum spun, repet, am spus-o, în fiecare săptămână sunt în această secție, ca oftalmolog și ca director medical. Și este una din secțiile în afară de oftalmologie unde îmi desfășor activitatea pe care le cunosc cel mai bine. Domnul deputat Ungureanu poate ar trebui să știe, poate ar trebui să vină odată să discutăm și să îi spun câți copii am salvat de la orbire, prematuri, toți. I-ați văzut cum arătau, cu tuburi, în incubatoare. Nu este aspectul normal pe care te aștepți să-l vezi la un copil, nou născut. Da? Alături de acest colectiv deosebit de performant și care niciodată nu s-a dat în lături în a primi de oriunde, orice caz, oricât de grav. Mulțumesc foarte mult. Doamna profesor a fost alături de noi, doamna profesor dr. Simona Nicoară, director medical al instituției de care vorbeam, Spitalul Județean din Cluj, și deputatul Emanuel Ungureanu despre acest caz tragic. Sperăm că am lămurit oarecum această situație și suntem alături de părinți fără doar și poate de durerea lor. Mulțumesc invitațiilor mei și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine la 18:30 cu bine.